Bună seara, Natasha, bună seara, doamnelor și domnilor. În câteva clipe, membrii Comisiei Electorale Centrale se vor întruni în ședință pentru a prezenta ultimele informații cu privire la procesul votului. Totuși, până la această oră, peste 1.300.000 de moldoveni s-au prezentat la urne pentru a-și alege președintele, ceea ce înseamnă o rată de participare peste 47%. Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală s-a întrunit de câteva ori în ședință pentru a prezenta datele cu privire la procesul votului. Cei care nu și-au exercitat dreptul la vot pot să o mai facă până la ora 21, când se vor închide urnele de vot, secțiile de vot, așa că cei care nu au reușit mai au la dispoziție mai puțin de 2 ore. La ora 21 se vor închide secțiile de vot, iar pentru ora 22 Comisia Electorală Centrală are programată o conferință de presă când va prezenta rezultatele preliminare și vom afla cum au ales moldovenii. Totodată, pe parcursul nopții, la fel vom putea vedea în timp real cum sunt procesate aceste date, iar pe parcursul zilei de mâine, cu siguranță, Comisia Electorală Centrală se va întruni de mai multe ori în ședință pentru a prezenta rezultatele preliminare. Nu știm deocamdată când vor fi anunțate rezultatele finale, și asta pentru că depinde de cât de repede vor fi procesate procesele verbale. Stimați reprezentanți ai mass media, onorată asistență, din numărul total al alegătorilor incluși în listele electorale, până la acest moment, așa cum deja v-ați obișnuit să vedeți pe ecranele LED stabilite în sala de ședințe a Comisiei Electorale Centrale, au votat peste 1.386.347 de cetățeni, ceea ce înseamnă că la urnele de vot s-au prezentat 47,59%. Dacă să vorbim iarăși despre profilul alegătorilor, veți vedea că în continuare alegătorii femei sunt mai activi, ceea ce constituie 53% de participare la vot, și bărbații, care au votat în proporție de 46%. Circumscripția în care se atestă cea mai înaltă prezență la urne este municipiul Chișinău, unde au participat peste 51%, și cea mai joasă rămâne a fi circumscripția Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia, unde și-au realizat dreptul la vot circa 38% de alegători. Localitatea în care au votat cei mai mulți alegători este în continuare localitatea Pocrovca din raionul Dondușeni, unde au votat peste 80%. Cei mai puțini au fost înregistrați la urne în localitatea Cărăcușenii Vechi din raionul Briceni, unde până la această oră s-au prezentat doar 18% din cetățenii cu drept de vot incluși în lista de bază. Dacă să vorbim de municipiul Chișinău, atunci cei mai activi au fost alegătorii din sectorul Râșcani, unde au votat peste 53%, și mai puțin activi au fost alegătorii din sectorul Ciocana, unde au votat puțin peste 50%. Aici aș vrea să remarc și prezența de peste 62% în secție de votare numărul 137 din sectorul Centru, unde au votat cei mai mulți alegători. Cei mai puțini s-au prezentat la secția numărul 116 din sectorul Centru și au venit la urnele de vot puțin peste 29%. În aceste momente vreau să ofer posibilitatea și colegului meu, Maxim Lebedinski, să relateze informația vis-a-vis de conlucrare instituțională pe care o avem noi, Comisia Electorală Centrală, cu alte autorități ale administrației publice centrale și alte instituții, și anumite date să fie reflectate pentru toți dumneavoastră. Mulțumesc, doamna președinte. Bună seara, stimați colegi. Din start aș dorea să menționez că din acele informații care ne vin către noi în mod oficial din partea
autorităților publice centrale și altor instituții cu care colaborăm, aș putea să dau apreciere că nu au fost depistate incidente sau încălcări electorale care ar prejudicia într-un mod esențial procesul electoral. Cele mai dese evenimente care au fost reflectate vizează tentative sau acțiuni de agitație electorală în preajma sesiilor de votare sau nemijlocit în ziua tăcerii. Este de remarcat cazul din orașul Orhei, unde au fost cele mai multe sesizări cu privire la acest fapt. Acest caz se remarcă anume printr-o antiagitație și anume prin îndemnul cetățenilor de a nu ieși la urnele de vot și de a nu-și exprima dreptul său electoral. Cu privire la acest fapt, mai multe persoane au fost atrase la răspundere contravențională de către organele de poliție. La fel, ceea ce deja a devenit firesc este sesizarea privind existența afișelor electorale sau a banerelor electorale într-o rază mai mică de 100 de metri de la secțiile de votare. A fost sesizat atât în privința orașului Clodin, municipiului Bălți, municipiului Chișinău, din partea a mai multor concurenți electorali. Până în prezent, noi nu am primit nicio contestație din partea a niciunui concurent electoral cu privire la aceste afișaje care se află într-o rază mai mică de 100 de metri. La fel, aș dori să subliniez faptul că, deși pe parcursul zilei au fost mai multe pane electrice sau defecțiunea transformatoarelor electrice, ceea ce a dus la lipsa de energie electrică, la mai multe secții de votare, inclusiv după Sari, Cahul, Cantemir sau alte localități, toate aceste defecțiuni tehnice s-au reușit a fi eliminate. În prezent, secțiile de votare lucrează într-un mod continuu. Au mai fost stabilite inclusiv la Cantemir cazuri privind unele deficiențe la momentul conectării către rețeaua și registrul de stat a legătorului. Cu suportul serviciului IT, aceste defecțiuni la fel au reușit să fie eliminate. De asemenea, urmează să vă comunic că noi primim sesizări atât în mod telefonic, verbal, din partea observatorilor sau reprezentanților. Un caz care pe noi un pic ne-a derutat este evidențierea că mai multe persoane care se află peste hotarele țării prezentându-se la urnele de vot, cum a fost, spre exemplu, cazul din Berlin, Germania sau cazul din București, România, s-a bifat, precum că persoana a participat pe parcursul zilei la vot în Republica Moldova, la concret se invoca o localitate din Cantemir și una din Cahul. Verificându-se nemijlocit în acele localități din Republica Moldova, nu a fost identificat semnătura persoanei în listele de votare, deci s-a contrapus împreună cu pașaportul cetățeanului de ieșire și intrare și s-a constatat că de fapt este o eroare. Dacă este o eroare tehnică sau una, să zicem, fizică, factorul omenesc, noi ne gândim că totuși vorbim despre o eroare comisă de către operatori care urmează să fie mai prudenți în activitatea sa pentru a nu admite asemenea cazuri. În rest, practic toate informațiile care parvin, fie nu se adeveresc, fie în cazul în care se adeveresc, se întreprind măsurile de contracarare acestora sau de eliminare a celor defecțiuni tehnice care apar. Asta e cam tot. Mulțumesc, stimați reprezentanții mass media, onorată asistență. La această oră constatăm că în toate secțiile de votare deschise în străinătate, procesul de votare decurge în mod normal. Chiar în aceste clipe își încheia activitatea secția de votare deschise în orașul Baku, Azerbaijan. Până la ora 18:30, în secțiile de votare deschise peste hotare, au votat 54.211 cetățeni. Totodată vă informez că cei mai activi cetățeni ai Republicii Moldova, care astăzi
își exercită dreptul la vot în cadrul secțiilor de votare deschise peste hotare, au fost înregistrați în secția de votare deschisă la Moscova, unde au votat 1971 de cetățeni și acest proces continuă, în secția de votare din București, unde până la moment au votat 2069 de cetățeni cu drept de vot, și una din secțiile de votare deschise la Londra, în Marea Britanie, unde au votat 1990 de cetățeni. Dacă e să vorbim și să ne referim la statisticile pe țară, atunci vom remarca participarea activă la alegeri a cetățenilor noștri din diasporă în Republica Italiană, în România, în Republica Franceză și în Federația Rusă. De asemenea, vreau să vă spun că, în mod regulamentar, Comisia Electorală Centrală nu a fost sesizată sau nu au fost depuse careva contestații vis-a-vis de acțiunile anumitor concurenți electorali sau vis-a-vis de acțiunile sau deciziile adoptate de către organele electorale inferioare. Și totodată, așa cum a remarcat și colegul meu, pe parcursul întregii zile noi am venit cu explicații suplimentare, explicații inclusiv și de instruire prin intermediul liniei de informare a alegătorului vis-a-vis de dreptul său de vot. Țin să remarc că, potrivit norme legale din codul electoral, biroul electoral poate decide asupra prelungirii cu cel mult a două ore a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la secția de votare respectivă să-și realizeze dreptul la vot. Despre acest lucru trebuie informat Consiliul Electoral de circumscripție respectivă, în care este arondată secția de votare, și Comisia Electorală Centrală. Respectiv, abia la ora 21, noi vom cunoaște care sunt solicitările de prelungire a programului de activitate a biroului electoral. După această oră, după ora 21, când secțiile de votare din țară vor fi închise și activitatea birourilor electorale se va încheia pentru alegători, noi, pe ecranele LED care sunt aici în sala de ședință a Comisiei Electorale Centrale, vom reflecta în continuare datele despre prezența la vot în diasporă, pentru că vor mai fi secții de votare care vor continua activitatea, iar cu primele rezultate preliminare, privind procesarea proceselor verbale ale secțiilor de votare, vom veni către ora 22. Vă mulțumesc! Dacă colegii doresc să vină cu anumite detalii, mulțumesc, întrebările deja după această relatare. Dacă ați fost atenți, mai devreme, atunci când și-a încheiat activitatea această biroul de votare, am reflectat prezența în această circumscripție, care era de 25 de persoane. Nu este nicio necesitate de a prelungi activitatea acestei secții de votare. Mulțumesc!